Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ora expertizei. Restanțe cu duiumul din 2009 până în prezent, atât la capitolul reformării justiției, combaterii corupției, creșterea numărului de locuri de muncă, atragerea investițiilor străine, transparență în domeniul mass media. Asta sunt o parte din listă. Însă aceste lucruri, în apropierea campaniei electorale și a unui nou ciclu electoral, aceste lacune le raportează și membrii adunării parlamentare a Consiliului Europei. Discutăm despre realizările și eșecurile guvernării cu invitații noștri din această seară, domnul Kiril Moțpan, jurnalist, Victor Juc, politolog, Alexei Tulbure, comentator politic și Stanislav Pavlovski, fost judecător la CEDO. Pentru început vă propun să urmărim, domnilor invitați, un subiect realizat de colegii noștri de la știri, după care revenim la discuții în platou. Prima în topul restanțelor este reforma justiției, în special reformarea Procuraturii Generale, care, potrivit oficialilor europeni, bate pasul pe loc. O problemă majoră pe care noi am identificat-o ține de reforma Procuraturii Generale, care trebuie să fie o instituție independentă. Independența Procuraturii este o precondiție pentru a avea anchete și urmăriri penale eficiente. Noi încă așteptăm să vedem rezultatele procesului de reformare a justiției din Republica Moldova. Deși autoritățile de la Chișinău se laudă că până în prezent au fost condamnați doi judecători prinși cu mită, coraportorii APCE spun că aceste cazuri seamănă mai mult cu un spectacol și nu sunt suficiente pentru a demonstra că se fac reforme. Am fost informați despre trei persoane puse sub învinuire și două persoane condamnate. Autoritățile au dorit foarte mult să insiste pe acest lucru, dar aceasta este mai mult un fel de show. Mai mult, coraportorii APCE afirmă că despre problemele grave existente în justiția moldovenească vorbește și felul în care autoritățile au gestionat dosarul Pădurea Domnească, în care au fost implicați numeroși funcționari. Am urmărit cu atenție criza politică declanșată anul trecut ca urmare a incidentului din Pădurea Domnească, care a scos la iveală problemele grave din justiția moldovenească. Eu cred că nesoluționarea cazului Pădurea Domnească este o umbră asupra întregului sistem de drept din Republica Moldova și a sistemului de justiție. Solicitați de Jurnal TV, reprezentanții Procuraturii Generale și ai Ministerului Justiției au refuzat să comenteze constatările. Pe lângă situația din justiție, coraportorii APCE s-au referit și la restanțele legislative în domeniul finanțării partidelor și al transparenței proprietarilor din domeniul mass media. O îngrijorare vizează transparența proprietarilor instituțiilor media și concentrarea mass media în mâinile câtorva persoane, inclusiv concentrarea presei în mâinile unor politicieni. O altă problemă vizează neadoptarea legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Regretăm că aceste legi nu au fost votate la timp pentru a putea fi aplicate în practică la alegerile parlamentare din această toamnă. Coraportorii APCE vor reveni la Chișinău cu o altă misiune la începutul lunii noiembrie, iar după alegerile parlamentare din țara noastră își vor prezenta concluziile. Raportul final va fi întocmit în octombrie 2015, când APCE va decide dacă Republica Moldova este pregătită să treacă de la etapa de postmonitorizare. Țara noastră se află sub monitorizarea APCE din 1995, iar până în prezent nu a reușit să-și îndeplinească toate angajamentele asumate în procesul de democratizare. Restanțele se referă în special la transformarea și modernizarea Procuraturii Generale și asigurarea independenței justiției. Din 2009 până în prezent, mai multe alianțe s-au perindat la guvernare, dar cu aceiași actori. AE1, AE2, iar Alianța pentru Integrare Europeană s-a reformat ulterior în Coaliția Pro-Europeană. Ce a făcut până în prezent în ultimii 5 ani? Ce nu a făcut? Cu ce promisiuni, mai bine zis, au venit actorii din această alianță sau din Coaliția Pro-Europeană și cu ce am rămas pe final de mandat înainte de alegeri? Discutăm astăzi cu invitații noștri. Cine ar dori să înceapă? Domnule Tulbure, dacă e să ne aducem aminte de anul 2009-2010, de constituirea AE1, de promisiunile care veneau în fața alegătorilor, în fața cetățenilor, despre, nu știu, numărul locurilor de muncă, despre stabilitatea politică pe care ne-au promis-o, despre multiplele sacrificii pentru că această stabilitate politică să existe și să coexiste această formulă de guvernare, pentru ca cetățenii din Republica Moldova să trăiască mai bine. Ce avem astăzi și dacă putem să facem o radiografie a tuturor alianțelor, dacă să vorbim în această cheie și eventual să facem și o comparație.
O comparație nu neapărat cu fostele guvernări, dar o comparație cu așteptările cetățenilor. Mă refer aici nu doar la promisiuni, dar la lucruri poate mai concrete, vorbind aici inclusiv despre salarii, pensii, vorbind despre locurile de muncă, despre atragerea investițiilor străine, despre investitorii străini care au venit în Republica Moldova și despre perspective, evident. Așteptările, într-adevăr, au fost foarte mari și au fost provocate în mare măsură de starea lucrurilor în anul 2009, la momentul schimbării puterii și de promisiunile acelor partide care veneau să înlocuiască Partidul Comuniștilor după 8 ani de guvernare. Noi cunoaștem și ținem minte foarte bine aceste promisiuni. A fost un program a guvernului adoptat în septembrie, dacă nu mă înșel, 2009, după alegeri, la scrierea, crearea căruia au participat activ societatea civilă, unde se vorbea despre necesitatea transformărilor democratice în Republica Moldova și reforma justiției și reforma organelor puterii și centrale și locale, descentralizarea, soluționarea sau progresul în soluționarea conflictului transnistrian, dar cel mai important asta e reformarea și modernizarea instituțiilor democratice de Republica Moldova. La toate capitolele mie mi-e greu să găsesc niște realizări despre care aș putea vorbi că da, aici am avut progres, aici s-au schimbat lucrurile. Invers, cea mai mare problemă acestui mandat, acestei guvernări format din câteva coaliții, cum a spus dumneavoastră, asta e mare dezamăgire. Asta e subminarea continuă a democrației moldovenești. Ea era firavă și slabă și ei, aceste partide care au format AE1, AE2 și coaliția pro-europeană veneau să o modernizeze, să o consolideze. Ei au subminat-o, au subminat instituțiile democratice, au subjugat practic instituțiile statului care prin definiție trebuie să fie independente și din cauza asta noi acum vorbim și aici noi nu avem contraargumente din partea oponenților că Republica Moldova în acești ani a devenit un stat captiv, un stat instituțiile cărora sunt capturate de grupările oligarhice și instituțiile statului nu lucrează pentru interesul public, lucrează pentru interesele acestor grupări. Păi dacă ne aducem aminte de anul 2009 și 2010 despre promisiunile pe care au venit atunci în public, masa de promisiuni și de așteptări deopotrivă ale cetățenilor, ne aducem aminte, instituțiile de drept erau în centrul atenției reformelor acelor actori politici și de atunci și de astăzi. Dar mă întreb, oare nu asta a fost și leitmotivul schimbărilor în 2010? Astăzi, domnule Juc, ce avem ca să ne dăm seama? Avem totuși câteva deci instituțiile de drept au început a fi reformate. Eu ca să mă închei gândul după asta, dacă îmi permiți. Justiția și funcționarea justiției, în opinia mea, este fundamentală în toată povestea asta noastră și cu democrația modernă a Republicii Moldova. Ce e o democrație modernă? Pot să nu lucreze niciun institut democratic, inclusiv alegerile, pentru că ele pot fi manipulate, falsificate, dar dacă lucrează justiția și omul poate găsească dreptatea, acolo nu putem vorbi că societatea are elementele fundamentale a democrației. La noi ele lipsesc cu desăvârșire. Atunci, în 2010, dumneavoastră face referință la a doua alianță, s-a promis foarte mult ca până la urmă în acest sens, că până la urmă noi să aflăm că toate instituțiile, inclusiv judecătoriile, Centrul pentru Combaterea Corupției, Procuratura și așa mai departe, au fost pur și simplu repartizate între partide. Da, este un algoritm oarecare la repartizarea portofoliilor ministeriale, asta e bine, așa se face. Însă nu și instituțiile care, prin definiție, trebuie să fie autonome. S-a subminat această democrație a procedurilor, s-a subminat
statul, s-au submânat instituțiile democratice și acum noi avem un stat nefuncțional. Uitați-vă, fiecare zi dimineață până seara raportează presa. Slava Domnului, noi încă avem presă. Avem insule de presă liberă care raportează spre fără de lege care se produc în țară, însă nicio reacție din partea organelor de stat noi n-avem și asta, bineînțeles, că provocă o stare de anemie, o stare de dezamăgire, indiferență, o dorință tot mai mare la o bună parte din populația Republicii Moldova să lese tot baltă, să plece din această țară. Asta e rezultatul cel mai deplorabil. Încă un aspect, această guvernare nu înțeles sau s-au comportat așa în privința principalului deziderat declarat în 2009 integrare europeană, așa cum se comporta Chișinău pe timpurile sovietic față de Moscova, de exemplu. Deci esența integrării europene n-a fost înțeleasă de cei care se numesc mari europeni și integratori și reformatori. Integrarea europeană asta nu înseamnă să ne se dea tot mai mult, că tot Uniunea Europeană tot îndă ceva, fie bani îndă, fie îndă regimul liberalizat de vize, fie mai dă ceva. Integrarea europeană asta e consolidarea capacității noastre proprii de a ne autoguverna. Uniunea Europeană nu produce paraziți pe continentul european, dar produce democrații care sunt capabile să se autoguverneze, să producă democrație, să producă stabilitate și bunăstare. Asta nu s-a produs. Uitați-vă, orice discurs n-ai lua, începând de la cel mai mare, în ghilimele, eurointegrator leancă și terminând cu ăștia care sunt pe în jurul lui. Filat, cine mai vorbește? Lupu. Toți vorbesc. Uitați-vă realizările noastre și îi dau domnului Juc să continui. Realizările noastre că noi vreți, dragă doamne, am primit la Uniunea Europeană ce. Asta nu sunt realizările noastre. Sunt realizările Uniunii Europene. Realizările noastre trebuiau să constea în ceea că noi am reformat justiția, că am curmat corupția, că am creat niște instituții autonome care, indiferent de cine e la putere, își fac datoria conform legii. Aici am eșuat. Bun, dacă să raportăm așteptările și rezultatele, desigur că vom determina că nu toate așteptările care au fost înaintate în 2009 s-au realizat. Dar să nu uităm că la alegerile din 29 iulie 2009 au participat ca niciodată foarte mulți oameni care aveau multă încredere că acel regim care a fost din 2001 până în 2009 va rămânea istorie și oamenii pur și simplu au o altă opțiune pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Dar este adevărat, domnule Juc, că această realizare n-ar fi trebuit să fie inclusă în lista realizărilor a Alianței pentru Integrare sau a Coaliției Pro-Europene? Este totuși o laudă de sine mult prea mare. Eu consider că din 2009 în Republica Moldova ar trebui să urmeze și alte reforme. S-au făcut totuși mai multe reforme și nu aș zugrăvi tabloul în culori atât de sumbre. La capitolul mass media au apărut unele posturi de televiziune care au descentralizat mass media, care au dezvoltat publicitate. Integrarea europeană sau apropierea de Uniunea Europeană este un rezultat important pentru că, să ne aducem aminte, la 1 iulie 2008 se finalizase acordul de parteneriat și cooperare. La 22 februarie 2008 se finalizase planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană și Republica Moldova se spomenise într-un vid diplomatic. Nu eram vizitați de înalți oficiali nici din partea Uniunii Europene, dar nici din partea comunității statelor independente. A fost în 2009 un summit planificat de mai mult, dar practic acela a fost mai mult o acțiune protocolară. Eu consider că apropierea de Uniunea Europeană este o realizare mare pe care a obținut-o Republica Moldova, altceva că guvernarea a prezentat-o ca pe un fetiș, că n-au înțeles că integrarea europeană este un proces de modernizare, de instrumentalizare a modernizării în Republica Moldova. Dar în același timp,
fără un acord de asociere cu Uniunea Europeană, procesul de reformă ar fi stopat și ar fi trânat, cum a fost și la guvernările precedente, până în 2009, până în 2001, pentru că Uniunea Europeană, spre deosebire de alte structuri integraționiste, oferă acel suport financiar, logistic și de altă natură pentru realizarea reformelor. Noi putem să desenăm cu dumneavoastră acum o reformă foarte bună, care ar capta opinia publică, dar fără a avea un suport financiar pentru a implementa, și noi avem foarte multe exemple în istoria recentă a Republicii Moldova, nu vom putea să facem nimic. Eu consider că apropierea de Uniunea Europeană, semnarea acordului de asociere, intrarea în vigoare a acordului de liberalizare a regimului de vize, este un rezultat care permite cetățenilor Republicii Moldova, statului Republica Moldova, să se modernizeze. Eu niciodată nu o să înțeleg pe cei care spun, întâi să ne pregătim și apoi noi vom realiza integrarea europeană. Cum să te pregătești fără un suport financiar? Și în plus, să nu uităm că guvernarea este oglinda societății. Electoratul i-a ales în rezultatul democrației electorale, în rezultatul alternanței la guvernare. Și dacă această guvernare nu a dat toate rezultatele scontate, vom vedea 30 noiembrie care va fi ce va spune electoratul. Această oglindă a societății, pe care noi o numim genetic clasă politică, a făcut în 5 ani o serie de greșeli care nu știu dacă vor fi iertate. Aici am să menționez doar câteva dintre ele, doar ca să relansez această discuție. Nu mai menționez că Banca de Economii, care a fost un activ al statului foarte important, pachetul majoritar l-a pierdut de la 56% la 33%. Acel lucru pe care s-a întâmplat în august 2013 sau în rezultatul acelei cederi, acelui pachet majoritar, statul a pierdut între 322 și 520 de milioane de lei. Să nu mai vorbim despre concesionarea aeroportului internațional Chișinău, care de bine, de rău, poate că ar fi fost o reformă bună, poate că ar fi fost în parantezele unei reformi care s-a dorit pentru a fi modernizat acest aeroport, dar știm cum s-a făcut această concesionare, cine a plecat de la acea licitație, că au fost mai multe companii europene care și de peste Atlantic care au plecat sub presiunea unor anumite interese. Să nu mai vorbim despre atacurile Raider care au fost din 2010-2011 încoace, să nu mai vorbim despre lipsa voinței politice care ni se tot spune la fiecare ușă, aici la Chișinău, fie la Bruxelles sau fie cu ocazia oricăror altor întâlniri. Să nu mai vorbim despre justiție, despre reforma justiției care este lentă, deși avem fonduri foarte multe din partea Uniunii Europene, 60 de milioane de euro și nu vedem rezultate, să nu mai vorbim despre lipsa unui mecanism eficient de combatere a corupției. Dacă e să punem pe balanță, domnule Moțpan, eșecurile sau succesele și insuccesele guvernării sau în ultimii 5 ani, încotro înclină această balanță? Să știți că mi se pare foarte interesant cum de astăzi și faptul că încercăm să coagulăm într-un fel rezultatele, eșecurile guvernării, contează. Sunt în mare parte de acord și cu domnul Tulbur, dar și cu domnul Juc, pentru că sunt două poziții cam diferite. Mi-ar place să cred că sunt obiectiv în ceea ce voi spune. Evident că guvernarea are și reușite. Și prima și cea mai importantă este faptul că am reușit să semnăm acordul de asociere, avem regimul de vize, ceea ce este foarte important pentru cetățeni, au libertatea de a se deplasa, de a deschide aici afaceri. Să fim sinceri, în fiecare zi observăm, privim materiale la televiziuni, când oamenii care au muncit pe scotare, au niște bani, au venit, îi investesc. Se pare că și organele de control de stat s-au mai calmat, încearcă să le respecte drepturile. Deci Europa încet, încet vine la noi. Dar sunt câteva pietre de moară care vor sta bine legate de picioarele actualilor guvernanți, vorbesc așa mai... Și acestea vor fi acele pe care ați pomenit, pentru că unele dintre ele sunt și factori strategici, cum ar fi aeroportul. Și eu nu pot înțelege cum de s-a făcut lucrul acesta doar dacă s-a urmărit un interes meschin al unor persoane. O mare problemă va fi pentru guvernanță să le demonstreze cetățenilor că au fost buni,
lupta cu corupția. Acest fenomen, de fapt, a venit la noi, a devenit o muncă decisiv. Cât nu ai vorbi, oricum nu reușești nimic. Și asta se întâmplă din simplu motiv că guvernanții, unii dintre ei, își fac membrele prin acte de corupție. Lipsa de reformă în procuratură, în sistemul justițiar. Cât de mult n-ar vorbi unii colegi ai noștri de la guvernare, pentru că vreau să apreciez că sunt și merite, într-adevăr. Trebuie să le observăm, dacă e să fim corecți și obiectivi. Dar se întâmplă că acele mari succese obținute până acum sunt umbrite de niște lucruri mizerabile care le-au făcut. Și aceste lucruri mizerabile le vor fi puse permanent pe tapet. Nu contează că ați făcut integrarea, nu contează că, că avem vize, contează că sunteți corupți, că ați creat un sistem de oligarhie în Republica Moldova, că ați preluat sub umbrela voastră mass media, că ați transformat CCA-ul într-o slugă docilă, nu știu cui acolo. Iată, asta contează. Că nu e dreptate. Omul nu-și găsește dreptatea. Și o să vă spună domnul Pavlovski multe și sute de exemple în care cetățeanul apreciază orice guvernare prin ceea ce reușește el să simte. Prin faptul dacă îi se face lui dreptate sau nu. Prin faptul dacă are el în buzunar sau la bani ca să-și întrețină familia sau nu. Prin faptul dacă are căldură și sau... Îmi permiteți să fac și o paranteză. Dacă are suficienți bani și un salariu decent, dacă există un cadru specific pentru ca omul să poată fi remunerat după merite, ca el să poată beneficia de acordul de asociere sau de regimul liberalizat de vize. Mie mi se pare că s-au deschis apele în această direcție, să folosesc chiar așa o expresie mai deosebită. S-au deschis pentru că, vă zic, cunosc și niște oameni, dar mai mult sunt documentat din mass media de ceea ce se reușesc să implementeze cetățenii, concetățenii noștri care au revenit acasă, să deschidă afaceri. Ei sigur vorbesc despre faptul că Europa i-a învățat cum să-și gestioneze o afacere și vor să investească banii acasă. Poate că e un merit, dar poate că nu e al guvernării. E un merit mai degrabă al cetățenilor care au zis într-un final hai să contribuim și noi cumva la schimbarea spre bine a Republicii Moldova. Pentru că la urmă să știți că depinde de fiecare în parte, este adevărat. Nu mai pare chiar filosofie treaba asta. Depinde de fiecare cât de mult ne implicăm în schimbarea spre bine a Republicii Moldova. Domnule Pavlovski, dacă e să ne gândim la discursurile pe care le-au avut oficialii europeni, justiția și combaterea corupției probabil sunt cele două lucruri care ar trebui să fie în programul electoral al partidelor care sunt în campanie, care vor fi în campania electorală acum. De ce avem cele mai mari restanțe anume la aceste capitole până astăzi? Cine pune piedice atât de mult? Sunt tot acei care vin în campania electorală și acum și ne promit aceleași lucruri că vor combate corupția și vor reforma justiția? Eu cred că aici sunt mai multe elemente. Primul dintre aceste elemente, într-adevăr, este corupția. Și între ghilimele să fie spus, putem declara că corupția din lucru sporadic a fost transformat într-un lucru instituționalizat la noi în țară. Și asta este cea mai gravă problemă, că organele de urmărire penală, instanțele de judecată au devenit, dacă vreți, un apendice a partidelor politice, cărora aceste instituții au fost atribuite la timpul său. Și în loc să lucreze autonom, independent și să aibă capacitate pentru a se autocurăța, aceste instituții fiind subjugate interesele politice și interesele meschine, pur și simplu n-au capacitate pentru să se dezvolte. Și asta e o problemă, corupție instituționalizată. A doua problemă este lipsa de competență. Odată ce oamenii la noi sunt promovați nu pe bază de profesionalism, nu pe bază de experiență acumulată, ci pe bază de devotament politic și devotament personal, dacă doriți chiar și obediență, aceste capacități nu sunt cele mai reușite pentru a face reformarea serioasă a organelor de drept. Pentru acest lucru sunt necesare alte capacități. În primul rând, devotamentul ideilor democrației, căci fără de asta este imposibil de a crea un sistem de drept normal, democratic. Deoarece toate elementele sistemului de drept sunt profund, trebuie să fie profund democratice.
Începând cu egalitatea părților în proces. Ce fel de reformă poate fi dacă o parte din proces vădit este pus într-o situație mai favorabilă, a cealaltă parte vădit este pus în situație defavorabilă? Niciun fel de democrație. Ne mai vorbim că, oricum, știți, adevărul se găsește în discuții. Dacă părțile nu sunt egale, adevărul rămâne undeva în fundul mării. Și asta este perfect corect și pentru activitatea judecătorească în țară. Iar că a fost menționate restanțele în domeniul reformării procuraturii. Eu sunt profund convins, practic, că reformarea procuraturii nu se face pur intenționat. Nimeni nu vrea să piardă această bâtă. Că procuratura se folosește în calitate de bâtă. Și pentru oponenți politici, și pentru businessmani incomozi, și pentru a obține niște bani în plus pentru finanțarea activității politice, pentru fel de fel de scopuri, numai nu pentru scopurile pentru care procuratura trebuie să existe în realitate. Doar o remarcă, dacă îmi permiți. Am avut o discuție zilele trecute cu un procuror important de la noi. Știți ce mi-a spus despre reforma procuraturii? Că este o crimă. Dacă o spune un procuror cu grad de general că reforma actuală a procuraturii este o crimă, nu știu ce să mai cred. Crimă la adresa cui? La adresa procuraturii? Da, la ceea ce se face. De fapt, aceasta nu este reformă, este antireformă. Mă iertați. Da, dar e că asta este un exemplu. Că și nu știu câtă dreptate, dar s-ar putea întâmpla să pur și simplu nu înțelege cum trebuie să lucreze procuratura democratică. Cei care e grad de general, a spus domnul Moțman, trebuie să fie cineva din conducerea de vârf a procuraturii generale, idee nu are, în ce constă această reformă. Eu pot să vă dau exemple, multiple exemple, cum lucrează procuratura. Noi deja am vorbit aici. Expertiza banală, nu știu cum de anumit. Ne mai vorbim cum de interogat oamenii, cum de respectat procedură, deoarece legislația vorbește că vinovăție trebuie să fie probate potrivit legii. Dar ei procedează cu Jeglov. Vor doar să de. Și pe nimeni nu-i pasă cum el să bagă omul celălalt în închisoare. Așa procedează ei. În condițiile secolului 21, în condițiile că noi mergem tine spre Europa, unde așa atitudine pur și simplu s-ar termina cu închisoare pentru acest procuror. Dar la noi, eu, în general, a ajuns la situații pur anecdotice. Mi s-a spus, nu știu, corect sau nu corect, dar cei de la procuratură mi-au spus că procurorii spun raportul, scriu rapoartele unul pe celălalt, că să fie efectuat controlul și să fie dat ordonanța de refuz, că să aibă procurorul cel ordonanța de refuz ca o indulgență. Că dacă se schimbă puterea, să nu fie tras la răspundere pentru bazăconile făcute. Asta, în general, este ieșit din comun. Dacă așa se face, este ieșit din comun, pur și simplu. Și ei vorbesc că asta e crimă. Crimă, dacă noi încercăm să ducem procuratura în stare de normalitate și procurorul spune că asta este crimă, atunci mai iertați, ce fel de conducere avem noi în fruntea procuraturii. Să înțeleg că Republica Moldova nu are șansa să iasă de sub monitorizarea APC. Știți, monitorizarea aceasta este un element foarte politic. Și politic și politizat. Politizat. Eu cred că, în sfârșit, judecând după ceea ce ne-a arătat, în sfârșit, Consiliul Europei s-a trezit din somn. Și, în sfârșit, Consiliul Europei a început să uite cum stau în realitate lucrurile la noi în țară. Și dacă ei se vadă într-adevăr cum stau lucrurile în domeniul justiției, ei vor fi pur și simplu șocați cât de grav la noi se încalcă legea. Eu mă gândesc că dacă ar fi existat câteva procese, și cred că sunteți de acord, răsunătoare în Republica Moldova, ar fi crescut ratingul extraordinar al forței care ar fi inițiat aceste procese. Măcar o parte mică, hai, eu nu știu de alte țări, dar DNA-ul... Dar măcar ceva din experiența DNA-ului din România să preia. Vedeți cum ei încearcă de să limitează numai la profesori și la medici. Nu, vedeți, aici este o problemă mică. Deci corupția nu poate fi redusă numai la darea luarei de mită. Corupția în linie mare este erodarea aparatului de stat, erodarea statului. Și statul este erodat nu numai atunci când funcționarea luați mită. El este erodat și atunci când oamenii sunt promovați pe bază de nepotism, când oamenii sunt promovați cei care sunt lipsiți de competență, sau sunt promovați cei, cum domnul Moțman a spus, care crede că reformarea... N-am avut investiții serioase în acești 5 ani. Dar asta e un criteriu obiectiv. Asta nu sunt aprecieri politice, nu sunt declarații, nu sunt... Asta e un criteriu obiectiv. Dacă politicienii au anumite considerente atunci când susțin
un regim cum este al nostru sau susțin politicienii, mă refer la politicienii europeni, susțin oameni cum este Filat, de exemplu, Plahotniuc și așa mai departe, businessmanii la cuvinte nu vin, ei vin la condiții reale. Și în sensul ăsta noi am avut o situație... Da, dar vedeți că acordul de asociere, de când a fost început greitoare. A fi implementat, provizoriu nu a trecut nu, de nicio lună. Noi vorbim despre o guvernare care și-a luat angajamentul de reforma și modernizarea țării. Acordul de asociere, asta e următoarea etapă. Nimeni n-a încurcat aceste guvernări în acești 5 ani să producă reforme. Ca noi să ajungem la acest acord de asociere cu anumite rezultate, cu anumite premize care îmi permit nouă, într-adevăr, să mișcăm înainte și cu o elită oarecare care este capabilă să efectueze reformele care se cer de la noi. Mă refer la ce dumneavoastră sunt replicat. Mă refer la ce a spus domnul Pavlovski. Noi avem nevoie de cei care cred în democrație, sunt democrați, înțeleg democrație și lucrează pentru această democrație. Și în sensul ăsta eu mă uit cu cine merge la alegeri și care are șansa să intre în următorul parlament și vă spun că următoarele alegeri ele sunt pierdute pentru democrația moldovenească. Domnul Tulbur, în situația aceasta, să știți, sunt... Noi nu avem, noi avem sarcini cosmice acum. Să laud guvernarea, vreau să... Nu, nu asta ați încercat de echipat. Eu chiar aș vrea să laud, numai să nu vină alte forțe. Am înțeles, vă vine greu, pentru că ar fi bine noi să-i laudăm pentru cineva, dar mai pentru ce? Sunt rezultate, sunt și nu uităm că investițiile mari din Republica Moldova de 14 sau 15 ani. Asta este într-al doilea. Cifrele arată altceva. Dar cifrele nu arată altceva. Eu arată altceva. Nu, s-au Republica Moldova nu se va îmbunătăți situația. Nu se va îmbunătăți situația, inclusiv la capitolul, dacă să vorbim de reforma justiției, din două considerente. Primul rând că nu există un context social favorabil. Chiar lumea la noi atât este de democratică, cu vederi democratice și a ales niște oameni absolut cu vederi antidemocratice. La comandă socială vă referiți? Nu, la un context social. Încă Jean-Jacques Rousseau ce spunea? Cine va educa oamenii? Educatorii. Dar pe educatori cine? Un context social bun. Și a doua cauză de ce nu se va reforma sistemul justiției. Dar pe timpul lui Jean-Jacques nu era Uniunea Europeană care asigura și contextul social și contextul instituțional și contextul financiar. Foarte bine ați spus. Și într-al doilea rând, justiția nu se reforma atât timp cât va exista o solidaritate corporativistă în interior. Exemplul României denotă cu cât mai mult te apropii de Uniunea Europeană, cu atât se schimbă acest context bun, pentru că noi putem spune că nu s-a făcut asta, nu s-a făcut asta, dar așa este mentalitatea oamenilor de pe acest plan meoritic. Factorul extern influențează asupra factorului intern. Oamenii la noi putem să spunem că poate să vină orice guvernare, poate să vină un partid care are 0,1% la moment, suport în sufragiu. Pot spune ce n-ar spune, dar nu se va face această reformare. Numai o apropiere de Uniunea Europeană prin impunere din exterior îi fac pe guvernații din Republica Moldova să realizeze unele reforme. Să nu știu, dacă îmi permiteți să... Asezarea este de la 13 iulie 1995. Dar să nu ducem departe, să venim mai aproape de 2010 și din 2010 să o luăm până în 2014. Dacă ați vorbit despre contextul social-politic, ne-am apropiat de Uniunea Europeană. Parteneriatul este care apoi acest nou context. Suntem chiar în antreul Uniunii Europene. Suntem asociați, practic. Mai e și capitolul și această etapă a ratificării de fiecare Parlament European în parte. Dar suntem mai aproape. Avem fonduri peste fonduri, milioane peste milioane, zeci și sute. Pentru reformarea justiției, pentru combaterea corupției, pentru asigurarea sectorului energetic, pentru asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova, pentru atragerea investițiilor, pentru promovarea imaginii țării și lista poate continua. Dar nu e totuși acesta un semn că avem context social-politic? Poate există altceva care ne lipsește. Voință politică, de exemplu. Voința avem voință politică, desigur, există... că a lipsit. Nu, eu am înțeles ce domnul Juc spune corect în sensul că factorul presiunii din exterior este extrem de important.
pentru state cum este Moldova. Problema cu această presiune și cu acest suport presiune, da, din exterior e următoarea. Că până în 2009 noi am văzut prezența acestei presiuni prin luări publice de poziții, prin declarații, prin vizite, prin intervenții rapide în situații de criză și așa mai departe. În cazul acestei guvernări din 2009, în spațiul public noi n-am urmărit critică din partea donatorii internaționali. Noi n-am urmărit o critică, fie ea constructivă, cum n-a fi pentru toate fără de lege care s-au produs în acești 5 ani. În condițiile de impunitate, de lipsa criticii, din partea celor, numai pe ei ascultă ăștia din la guvernarea noastră, pentru că presiunea străzii nu există, toată lumea e plecată în Italia, fie în Rusia, asta e populația aptă de muncă activă, economic și politic, ăștia trebuie să creeze această presiune care vine din partea societății civile. Societatea civilă structurată, instituționalizată, lucrează pentru guvernare parțial, are o poziție așa cam stranie, neutră, atunci când ea trebuie, pe de o parte, să colaboreze, pe de altă parte, trebuie să critici guvernarea pentru greșelile și... Aceasta și înseamnă context social. Când oamenii să aibă o cultură politică. Și atunci noi când credem, atunci când noi credem că numai Uniunea Europeană este în stare să creeze acest context despre care vorbește domnul Juc, noi intrăm într-un domeniu, noi greșim amarnic. Pentru că Uniunea Europeană nu poate interminabil, până la infinit, să finanțeze Republica Moldova, să-i ofere suport politic și aici să înflorească corupția și să domine banditismul și fără de lege. Pentru că nimic nu s-a produs în acești 5 ani decât o agravare a situației cu funcționarea instituțiilor democratice, corupția și așa mai departe. Uitați-vă, aceleași partide care, și aceiași lideri care într-o democrație funcțională sau care au candidat în 2009-2010 candidează și acum, oamenii care într-o democrație funcțională ar fi înfundat pușcăria. Până la urmă, clasa politică este oglinda societății, cum spunea domnul. Corect, oglinda societății, dar sunt situații când noi acest context social îl putem crea prin inițiativa elitelor politice. Sunt reforme care vin de sus. Noi această variantă nici nu mai discutăm. La începutul acestei guvernări vorbeam, erau dezbateri pe mai multe teme. Acum noi nici nu mai așteptăm nimic de la ei. O altă consecință gravă, și aici eu o altă consecință gravă, că pragul nostru de toleranță față de ceea ce se produce în Republica Moldova a crescut foarte mult în acești ani. Eu nu pot închipui noi să reacționat atât de anemic în 2009, de exemplu, la o situație cu BEM sau cu aeroportul sau cu ce și se întâmplă la Victoria Bank sau în judecătoriile noastre și așa mai departe. Aduceți-vă aminte numai de reacția presii la cazul Muruianu. Și acum de presă să șterg picioarele oricine, televiziunile sunt agăparate de o persoană, nimic. Au rămas câțiva oameni care își ridică vocea împotriva acestor fără de lege. Asta e o problemă foarte mare. Domnul Juc menționa la începutul acestei emisiuni, într-o primă intervenție, despre faptul că în 2009, la capitolul realizări, e și descentralizarea mass-mediei. Totuși, astăzi avem situația din 2009, domnule Moțpan, sau s-a schimbat? E mai bine, astăzi, evident. Astăzi față de 2009. Sigur că Având în vedere că 2009 a avut câteva instituții de presă care s-au lansat, da. Iar ulterior acestea au devenit cam cu aceeași politică. Cu o mică diferență. Chiar dacă au rămas în minoritate instituțiile combative, incisive, ele își fac treaba. Eu aș da exemple aici, nu știu dacă trebuie să facem publicitate, dar cunoașteți toți și ziare și televiziuni care reușesc să străbată acest zid impenetrant al guvernării. S-a schimbat, dar a venit și o altă fațetă are această schimbare a mass media, în opinia mea. Am spus-o cu altă ocazie aici. Din păcate, mulți dintre colegii noștri s-au
și au pierdut, aș zice eu chiar, demnitatea de profesional, așa am zis atunci, și probabil că e corect așa, demnitatea profesională. Au fost puși în situația când au trebuit să accepte convingerea patronului și salariul mare pe care le dă acest patron. Pentru că statul așa și nu a intervenit în susținerea mass media. Așa și n-a întreprins nimic statul să creeze condiții egale pentru toată lumea care vrea să se manifeste în acest domeniu, să poată exista. Și am avut o publicație și am murit cu Doamne ajută. Și multe altele au fost care au murit pentru că nu ai nicio susținere nicăieri. Plus că piața publicitară, și nu asta s-a observat cu altă ocazie, a fost preluată de anumite persoane și nu răzbați nici de cum pe această piață. Dar eu sunt convins, și în calitatea mea de membru al Consiliului de Presă, vă spun că există presă cu demnitate incisivă, care și va face în continuare, va contribui la schimbarea. Să nu uităm, de fapt, presa a adus atunci schimbarea în societate. Mă miră astăzi că unii politicieni bat cu piciorul în acei jurnaliști care i-au ridicat, de fapt, și i-au adus în Parlament, în Guvern. Este alogic. Nu-mi dau seama de treaba asta. Montenie, mi se pare că spunea că este greu să găsim adevărul, dar datoria noastră este să-l căutăm. Și asta facem noi, ziariștii dumneavoastră, permanent. Domnule Palvoschi, dacă e să vorbim despre viitor, despre luna ianuarie, despre începutul anului 2015, de felul în care ne vom trezi după alegerile din 30 noiembrie, la ce vă gândiți? Vom avea aceeași situație pe care o avem astăzi? Sau există speranțe de mai bine? Da, eu cred că situația pe care o avem acum în Parlament, practic ea se va păstra. Cel puțin eu sunt sigur 90% că raportul de forțe tot cam așa să fie. Deci forțele pro-europene vor avea majoritate în Parlament, forțele pro-Uniunea Vamală vor fi în minoritate. Asta e cu siguranță. Eu n-am niciun dubiu referitor la acest subiect. Asta ar însemna că, mă iertați, dar asta ar însemna că toate acele dosare pe care ne așteptăm ca să fie rezolvate, mă refer la 7 aprilie, mă refer la BEM, mă refer la aeroport, mă refer la atacurile Raider, mă refer la cazul Metal Feroz, la cazul descingerilor de la FIS, cazul Vicol. Mă refer aici la multe alte cazuri, la cazul Registru. Mă refer aici inclusiv la Pădurea Domnească, evident, și la Norma. Sunt foarte multe. Dacă nu se schimbă formula de guvernare, vom avea aceeași tactică a nivelului ca și până acum? Știți, pentru a avea succes în anchetarea unui caz penal serios, sunt necesare câteva condiții. Prima dintre aceste condiții, dorința oamenilor care fac anchete, într-adevăr, să află adevărul. La noi, din păcate, adevărul a devenit ostaticul intereselor politice și de business. Și asta este 100% corect. Așa stau lucrurile. Deci, din păcate, în unele cazuri, activitatea procuraturii este îndreptată nu la identificarea adevărului, ci la ascunderea acestui adevăr. Prima condiție, cum v-am spus, dorința oamenilor de a afla adevărul. Dar nu este suficient. A doua condiție este profesionalismul înalt și posibilitatea maestriei de a folosi niște posibilități de expertiză modernă criminalistică care există, inclusiv medico-legală. Nu se face la noi. În primul rând, nu se face de aceea că dacă de a face aceste investigații științifice, rezultatele lor ar intra în contradicție cu ordine primite de către acești oameni. Și pur și simplu nu vor să facă aceste cercetări științifice. Deoarece altfel nu vor fi în stare să bage la închisoare oamenii nevinovați. Deci, a treia condiție este independența totală. Oamenii care activează în organele de drept, oamenii care lucrează în calitate de procurori, ofițeri de urmărire penală, judecători, trebuie să bucure de independență reală. Nu așa declarativă, nu mimată, ci independența reală. Și oamenii trebuie să înțeleagă, cei care acum timp de Parlament trebuie să știe asta. O să avem o formulă a guvernării care va fi provestică. Dar avem și acum o formulă a guvernării care este provestică. Totuși, avem Uniunea Europeană, această direcție pe care ne-o dorim cu toții. Totuși, există niște placune pe care am încercat astăzi să le dezbatem și așteptăm răspunsuri. Așteptăm soluționarea acestor cazuri. Numai forțe noi în Parlament
depinde de legătorul nostru. Odată în patru ani, oamenii trebuie să înțeleagă că din și depinde. Eu am citit recent spusele lui Barack Obama, care a spus că cea mai înaltă funcție în stat nu este funcția de președinte a țării și nici cea a primului ministru. Cea mai înaltă funcție în stat este funcția de a fi cetățean. Și atunci când oamenii noștri să înțeleagă că ei sunt deținătorii acestei cele mai înalte funcții în stat și atunci când ei vor vota pentru cei care, într-adevăr, le reprezintă interesele în Parlament, ci nu pentru un pachet de ores sau ceva de genul acesta, până ce n-a să fie așa, n-a să fie ordine în țară și n-a să fie speranțele noastre, așa și speranțe vor rămâne. Ei au venit, guvernanții vin către alegeri, dacă îmi permis să intervin, vin cu mare instanță, este adevărat. Și dacă se va întâmpla că iarăși în listele astea care le vom vedea și noi, vor nimeri iarăși persoane compromise, persoane cu dosare sau care și-au pierdut integritatea și cunoaștem noi, și mass media și cetățenii, va fi dificil să credem că o nouă guvernare, chiar și provestică, ar putea să schimbe greutatea problemelor care le avem noi astăzi. Vom merge în anul viitor cu o nouă guvernare, dar cu aceeași justiție infectă, cu aceiași judecători corupți și care își bat joc, de fapt, de oameni. Chiar e de râsul găinilor cu judecătorii și cu justiția noastră. Până și coraportorii APCI au sesizat acest lucru și au spus că este un show, de fapt, ceea ce încearcă guvernarea să prezinte, dar rezultat al luptei cu corupția. Este o bătaie de joc, este adevărat. Toate lucrurile astea, repet, vor miza mult pentru oponenții actualii guvernări, pentru că ei permanent vor arunca în actualii guvernanți cu toate scăpările pe care le-au comis, cu toate gafele și crimele pe care le-au săvârșit până acum, pentru că trebuie să recunoaștem unele, de, cel puțin așa mi se pare mie, unele dintre acțiunile pe care le-au săvârșit actualii guvernanți trag foarte bine la crimă, chiar și împotriva statului. Ce ar trebui să facă cetățeanul pe 30 noiembrie ca să rămânem cu fața spre democrație, spre vest, spre sursa de democrație și în același timp să avem cât mai puține lacune și să le rezolvăm pe cele pe care le-am avut? Vă spun sincer, eu, pentru că corelez întrebarea dumneavoastră cu aceste alegeri concrete, eu pot să teoretizez foarte mult ce ar trebui să facă cetățeanul. Să citească programele, să vadă în ce măsură au îndeplinit promisiunile cei care cer din nou votul cetățeanului în perioada mandatului său de guvernare. Să vadă în ce măsură acești oameni și-au păstrat integritatea. Despre ce a vorbit și domnul Moț pe numai ce. Și bineînțeles că puterea asta e ideea unor alegeri. Puterea trebuie să fie schimbată. Asta e fundamentul democrației. O putere care nu se schimbă, ea putrezește, ea se înrăutățește, degradează. Puterea trebuie schimbată, dar puterea sunt oamenii. Oamenii trebuie schimbați. Dacă noi vom avea aceiași oameni, chiar dacă vor continua să declare pro-vestici, pro-europeni, dar cu aceleași instituții, cu aceleași apucături, cu aceleași scopuri și așa mai departe, nimic nu se va schimba. Dar eu consider că trebuie de continuat cursul strategic de apropiere de Uniunea Europeană prin efectuarea următorilor pași, dar desigur că sunt foarte multe restanțe. În primul rând, ceea ce a vorbit și prietenul meu, Alexei Tulbure, capacitatea de funcționalitate a instituțiilor puterii în stat. Este nevoie de reforma administrației publice centrale, administrației publice locale, sistemului de justiție, de fortificat partidele politice, parlamentare și, care, și cele care sunt prezente în consiliile raionale. Este foarte mult de lucru. Noi avem mari speranțe că următoarea guvernare va încerca să rezolve aceste probleme, dar să nu uităm că mai este articolul 78 din Constituție și pe de o parte, guvernarea, indiferent de coloratura ei politică, a încercat să facă anumite reforme profitând și de contextul geopolitic favorabil, dar în același timp va ține minte că 16 martie 2016 într-o anumită perioadă va sosi și va trebui iarăși de soluționat și această problemă. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați participat la această emisiune, doamnelor și domnilor. Mâine ne revedem la ora 12 în cadrul campaniei Europa Te Aștept. O seară bună să aveți!